Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Valentin Barbu, vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș. Bună ziua, domnule Barbu, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! În ultima perioadă, în mediul online, au apărut foarte multe informații în legătură cu situația de la clubul de fotbal Dunărea Călăraș. Dați-ne mai multe detalii. Ce se întâmplă în realitate acolo și care este situația? Dintr-un total de 50 de miliarde alocate pentru anul acesta clubului, de fapt pentru perioada ianuarie-iunie, au fost alocate până în luna iunie un total de 44 de miliarde de lei. Au rămas 600.000 de lei, 6 miliarde vechi, pe care i-am transferat către Asociația de Fotbal Dunărea Călăraș în urmă cu 2 zile. În mediul online, nu știu, toate mediile, a fost enunțată o teorie că încerc să blochez activitatea clubului de fotbal. Eu am declarat, am făcut mai multe declarații și am spus foarte clar că nu se pune problema să nu susțin echipa de fotbal, nu se pune problema ca această echipă de fotbal să cadă în Liga 4, să o desființăm și așa mai departe. Sunt niște minciuni pe care le emit anumite personaje, n-are rost să discutăm despre lucrul ăsta, am spus-o și o spun răspicat. Vom susține în continuare cu toate resursele noastre financiare activitatea clubului de fotbal. Dovadă că am făcut plățile despre care v-am vorbit în urmă cu 2 zile, din cele 6 miliarde vechi, 4 miliarde, jumătate aproape, se duc în salarii restante. Deci am stat de vorbă de 2 ori în ultima săptămână cu fostul președinte al clubului, Cristian Zanfir, am stat de vorbă cu domnul antrenor Pustai de 2 ori, am stat de vorbă cu doamna contabilă a asociației, doamna Manole, în așa fel încât foarte rapid să vedem cam cum stă clubul, din păcate nu stă foarte bine, și să stabilim o ordine de priorități pentru a aloca aceste 6 miliarde. O sumă mică, dar pe care noi trebuia să o transferăm către clubul de fotbal și am și făcut-o. V-am spus de ce, stând de vorbă cu jucătorii, 2 ore am stat de vorbă în vestiarul clubului de fotbal, am stat de vorbă, sunt niște băieți de bun simț, am cunoscut aproape pe toți, am stat de vorbă cu stafful echipei, fiecare are nevoi, fiecare dintre ei are așteptări, necesități. Eu am rămas impresionat că sunt niște tineri cu mult bun simț, îi apreciez din punctul ăsta de vedere, le doresc din toată inima succes. Mâine au primul joc cu Slatina, cu echipa din Slatina nou promovată. Le țin pumnii și sper să se întoarcă acasă cu 3 puncte. Mai mult de atât, în acest moment nu am cum să-i ajut. Le-am spus că până la sfârșitul anului eu o să aibă nevoie de altă resursă financiară, evident. În măsura în care prin rectificarea bugetară Consiliul Județean va primi fonduri de la Guvernul României, vom găsi soluție să alocăm bani și către clubul de fotbal. Și sper eu ca anul viitor visul de a promova din nou în prima ligă să se întâmple. De câte luni nu își luaseră jucătorii salariile? O parte dintre bani alocați salariilor se refereau la jucătorii care nu își luaseră salariile și cărora le-a încetat contractul de muncă pe 30 iunie, deci erau niște salarii din luna februarie, iar cei care joacă la Dunărea Călăraș sunt drepturile salariale aferente lunii iunie, pentru că ei în perioada de alertă și în perioada de pandemie au luat salariul acela minim pe care guvernul l-a alocat, adică mult mai puțin decât ar fi trebuit. Dar a fost situația asta de pandemie și care a agravat bugetul Consiliului Județean foarte tare, adică cu sume foarte mari. Și cu această sumă s-a reflectat și în activitatea lor. Deci nu suntem cu salariile la zi. Asta vreau să vă întreb. De-aia le-am și spus jucătorilor și au înțeles că vom aloca resurse în așa fel încât, știți că de regulă rectificarea bugetară are loc în luna octombrie, le-am spus lucrul ăsta, vom găsi resurse să ajungem cu salariile zi. Eu asta îmi doresc cel puțin. Vorbiți-ne un pic despre celelalte investiții aflate în derulare în momentul de față la Consiliul Județean.
Consiliul Județean are foarte multe investiții puse în lista de investiții. Din păcate, anul acesta, din cauza bugetului afectat de pandemie și care ne-a costat în jur de 80 de miliarde, o sumă mare pentru bugetul Consiliului Județean, a trebuit să mai restrângem din sumele alocate diverselor investiții, dar cu siguranță și ca prioritate numărul 1, să zicem așa, este vorba despre sediul prefecturii, Palatul Administrativ, care din păcate doar jumătate este restaurat, renovat și și la acea jumătate unde ființează sediul prefecturii mai sunt necesare lucrări pentru fațada clădirii. Este cea mai, cred, nu singura, dar e clar că e cea mai reprezentativă clădire a județului Călăraș, monument de arhitectură, și trebuie să facem în așa fel încât în următorii ani acestea să fie complet renovat, ceea ce se va și întâmpla. Vreau să vă spun că procedura de achiziție pentru proiectul tehnic și execuția de lucrări s-a încheiat, urmează să semnăm contractul în cursul lunii septembrie. Mai există un aviz pe care trebuie să-l luăm de la Ministerul de Finanțe, un acord formal, mai mult. Avem bani alocați în lista de investiții pentru a demara PTU, în jur de 4 miliarde jumătate. Proiectul tehnic are o durată de execuție de 3 luni. În condițiile în care nu există întârzieri și proiectul termin va fi elaborat la timp, anul viitor cu siguranță vor începe lucrările. Bugetul total aferent acestui proiect este mult mai mare, evident, în jur de 56 de milioane de lei, adică 560 de miliarde vechi, dar vom găsi resursa, ca împărțită pe mai mulți ani, să putem aloca aceste resurse. Dacă vom găsi și altă sursă de finanțare, cu atât mai... Noi ne-am dorit să facem această restaurare, renovare, consolidare pe bani europeni. Din păcate, atunci când ne-am propus acest lucru, n-am găsit axa de finanțare pe care să putem să ducem acest proiect. Și atunci s-a luat decizia să finanțăm din bugetul. Ce vreau să vă mai spun? Din punctul meu de vedere, această clădire emblematică ar trebui să fie pusă în valoare și să revină la viață într-un fel. Și mi-am propus să mutăm sediul Universității Agricole, Facultății de Agronomie, o să am filiala Călăraș, din sediul Liceului Agricol, unde ființează în acest moment, și să aducem în acest spațiu, în întreaga clădire a Palatului Prefecturii. Eu cred că prin activitatea științifică și prin faptul că vin mulți tineri, vin studenții, cred că și studenții merită condiții mult mai bune de desfășurare a studiilor. Și eu așa văd. Adică mi se pare un proiect pe care noi putem să-l facem în următorii ani. Și ar fi super, super ok să putem să facem lucrul ăsta. În afară de restaurarea și reabilitarea Palatului Prefecturii, ce alte proiecte mai sunt pe lista de investiții? Da, mai avem proiecte pe care le realizăm în incinta, de fapt la clădirea Spitalului Județean de Urgență Pompei Samarian Călăraș. Ele sunt în curs de realizare. E vorba de reabilitarea etajului 3 din corpul A. Este vorba despre spațiul destinat fostului bloc operator. După cum știți, noi avem un nou bloc operator la etajul 4, iar la etajul 3 am început reamenajarea, recompartimentarea spațiului. Din păcate, sumele necesare, având în vedere că cei care execută lucrările au avut un ritm mai accelerat de realizare, va trebui suplimentată cu suma de 7 miliarde vechi, dar vom găsi resursa în așa fel încât proiectul să meargă accelerat spre realizare. Ce vreau să vă mai spun dintre multe altele proiecte? Avem un proiect, modernizare pot trecere râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, peste râul Argeș. Am semnat deja contractul în urmă cu 2 zile. E un lucru bun pentru locuitorii celor două localități și nu numai a celor două localități, a tuturor
locuitorilor din zonă. Noi în fiecare an aveam probleme cu acea trecere. Era peste, o trecere prin vad. Da, 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 peste râul Argeș, mereu probleme, veneau apele mai mari, trecerea era luată. Da. De data asta o să facem un pod ca la carte și v-am spus deja, contractul a fost semnat în urmă cu două zile. Despre portul turistic, ce ne puteți spune? Portul turistic e un proiect foarte important pentru municipiul Călăraș, eu cred că și pentru județul Călăraș. El a fost inițiat în urmă cu 2 ani. Știu că este finanțat prin Ministerul Turismului, se află în implementare, nu există probleme. Am obținut toate avizele necesare, se află în procedura de licitație publică și evaluare tehnico-economică a ofertelor. Dacă nu vor exista contestații, sper să nu fie, eu cred că la anul pot începe lucrările cadrul acestui proiect și este un proiect care ridică foarte mult din punct de vedere turistic municipiul Călăraș. Poate să fie un nod de comunicație cu municipalitatea din Silistra. Cred că mulți călăreșeni care dețin embarcațiune își doresc de mult timp să avem un asemenea port. Am vorbit despre spital, despre investițiile făcute în spital. Aș vrea să vorbim un pic despre medici și știu că la nivelul Consiliului Județean s-a luat decizia de a oferi, de a veni în întâmpinarea medicilor care vor să profeseze la Călăraș, oferindu-le o locuință. Știu că s-au finalizat locuințele pentru medici pe strada Independența, iar în momentul de față ați început lucrările pe Titulescu. Este un nou bloc, tot ANL, pentru medici. Destinat specialiștilor din sănătate, medicilor, în primul rând, dar nu numai, și specialiștilor din alte domenii care lucrează pentru Consiliul Județean și chiar pentru municipalitate. Există posibilitatea, acolo vor fi mult mai multe unități locative, dar pentru cele deja finanțate și finalizate prin Agenția Națională a Locuinței, pe prelungirea Independenței, există deja un calendar, un regulament de atribuire a locuințelor, există o listă de 13 medici care au depus cerere în sensul acesta. Urmează ca până la jumătatea lunii octombrie aceste locuințe să fie atribuite solicitanților. Ne aflăm în cursul derulării procedurii în acest moment. Și la blocul de pe Titulescu, lucrările vor fi finalizate? Cât au termen de implementare? 2 ani? 2 ani, 24 de luni. Dacă totul se derulează în mod normal, peste 2 ani vom avea locuințe și acolo. E un bloc frumos, e un proiect frumos. Cred că nu vor mai fi specialiști care nici din sănătate și nici din alte domenii care să nu aibă locuință în momentul în care au o colaborare cu Consiliul Județean sau lucrează în toate unitățile spitalicești care ține Consiliul Județean. Adică inclusiv Spitalul de Pneumofiziologie, inclusiv bine acolo e mai greu că probabil vor locui în zona Lecliu sau vor face în continuare naveta așa cum o fac în momentul de față. Ați declarat la un moment dat că din bugetul Consiliului Județean s-au cheltuit 80 de miliarde pentru pandemie. Ce înseamnă 80 de miliarde pentru pandemie? În ce au fost investiți acești bani? Exact cum ne permiteau ordonanțele de urgență și ordonanțele militare care au fost date în perioada respectivă, în materiale de protecție, în măști, combinezoane pentru personalul medical, dezinfectanți, aparatură PCR, medicală. Asta voiam să vă întreb. Aparatul PCR și inclusiv un număr de câteva sute de teste, de kituri pentru acest aparat. Din fericire, din păcate, el n-a fost achiziționat. De fapt, furnizorul n-a reușit să transmită în perioada critică, să spunem așa, din cauza solicitărilor foarte mari care au fost și presiunii foarte mari care au fost atunci, dar îl avem, e un aparat de ultimă generație, PCR Real Time, cu 8 canale. Din păcate, așteptăm încă să primim kiturile,
testele efective, pentru că e o mică criză în acest moment, la nivel general, nu numai la noi, și vrem să extindem capacitatea acestui aparat PCR real-time de la 8 canale la 16 canale, în așa fel încât capacitatea de testare să se dubleze. Doamne ferește să avem nevoie de dublarea capacității. Până acum, din fericire, în județul Călăraș n-au fost focare foarte intense și sper să rămână așa. Dar, din păcate, observăm cu toții, există un palier, dar destul de ridicat încă, și sper să respectăm în continuare cu toții regulile impuse. E încă un pericol pentru toți. Încă nu am depășit pericolul. Nu. Ne apropiem de final. Aș vrea să încheiem cu o veste bună. Ministerul Culturii a anunțat ieri că, începând cu 1 septembrie, cinematografele și sălile de spectacole își pot relua activitatea. Avem fonduri suficiente la Centrul Cultural pentru reluarea activității artistice? Din păcate, tot din cauza efortului foarte mare pe care l-am făcut în legătură cu materiale necesare combaterii COVID-ului, bugetul Centrului Județean de Cultură și Creație a fost trunchiat sever, pentru că nu aveam resurse și atunci a trebuit să luăm de acolo de unde, din păcate, nu aveam cum să desfășurăm activitatea. Dar, în acest moment, mai avem în jur de 1.300.000.000, 130.000 de lei, pe care putem să-i virăm dintr-un capitol bugetar în altul, și bani care sunt în bugetul Centrului Județean de Cultură și Creație. Deci, pentru o scurtă perioadă de timp, ne descurcăm, să zicem așa. Urmând ca la rectificarea bugetară, evident că și Centrul Județean va primi fonduri să ducem activitatea culturală până la sfârșitul anului.